Un bloc din cartierul Policlinică arată de parcă ar fi cea mai afectată clădire din oraș din cauza gelului de afară. De la strașina blocului atârnă amenințător săbii de gheață uriașe care se pot prăbuși în orice minut. Gheața este și pe fațada imobilului, de parcă din pereți ar fi țâșnit apă care peste noapte a înghețat. Pentru a preveni o eventuală tragedie, agenții comerciali din zonă au instalat în fața ușilor de la magazine lădițe prin care îi avertizează pe trecători cu privire la pericolul la care sunt expuși. Între timp, locatarii blocului nu întreprind nicio măsură pentru îndepărtarea țurțurilor, deși legea are prevederi clare în acest sens. Conform hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, este vorba de hotărârea Consiliului numărul 6 din 31 ianuarie 2013, unde cetățenii, cât și agenții economici, au obligația să-și îndepărteze zăpada din fața curților, aleilor, trecerilor, inclusiv agenții economici, dar și îndepărtarea țurțurilor acolo unde este cazul. În caz contrar, vor fi sancționați cu amendă între 200 și 500 RON persoanele fizice și de la 500 până la 2000 de RON economici, persoanele economice. Un rol important în curățarea clădirilor de gheață și de zăpadă îl au și asociațiile de proprietari care trebuie să intervină de urgență în astfel de cazuri. În mod obligatoriu, această hotărâre face referire strict și la asociațiile de proprietari unde au această obligație, exact cum a spus și dumneavoastră, unde cetățenii nu pot să iasă, atunci se mobilizează dumnealor sau în caz contrar apelează la serviciile primăriei. În ajutor pot fi chemați și pompierii. Ei pot interveni acolo unde omul nu ajunge sau acolo unde pericolul este mult prea mare. Acolo unde factorul de risc este extraordinar de mare și se impune o atenție deosebită și protejarea cetățenilor. Este vorba în primul rând acolo unde cetățenii nu pot să ajungă la strașine sau chiar la blocurile unde țurțurii sunt foarte mari și atunci trebuie să fie degajați de echipele de la pompieri. Și fiindcă în Giurgiu se anunță ger și în zilele următoare, țurțurii vor putea fi văzuți peste tot. Bine ar fi să fie dați jos la timp, căci odată cu primele raze de soare ar putea apărea și victimele.